cea mai emoționantă amintire? Cred că acum, uite, când mă întreb, mă gândesc la lockdown, sincer. A fost o perioadă foarte intensă, așa, cu foarte multe emoții, pentru că eram însărcinată în ultimul trimestru, urma să nasc și casa a devenit tot pentru toată lumea. Dar i-am dat diverse funcții, era și cinema, era și loc de joacă pentru copii, era și muzeu, era